Păi fratele, mi-e dus pe cu nevastă mea, să o iubesc, să fiu decât eu cu ea, să mai avem și noi timpul nostru. Peste cine te duci? Du-te. Unde să mă duc? Unde? Că dacă plec, dar ies din casă? Țipă fii mea, Dadi, unde ești? Luiza a dispărut 2 minute, Vladimir țipă, mami, nu mă lăsa singur. Zic, ce să fac, unde să mă duc? Și oricum, dacă i-aș lăsa la părinții mei, sunt destul de în vârstă și cred că le mănâncă zilele alea puține care le mai au săracii. Eu sper să aibă multe zile de acum încolo, dar le înjumătățesc ăștia traiul de viață. La socrii e cam aceeași problemă, că îi bagă pe amândoi sub pată, aia stau drepți în fața lor, deci nu creie, nu mâre, nu nimic. Înțelegi? N-am unde să-i las. Nu am unde și nu am cu cine. Atunci trebuie să-i luăm cu noi și de-aia ne-am propus să plecăm pe Zen, să ne întoarcem tot pe Zen.